stat, vă caută, știți, nu astăzi cine. Eu, șeri! Să rămânușițile, Fifi! Ce strângare, ești înjelentă, eu nu sunt Fifi. Eu sunt Mimi. Păi de când cu moda asta, cu voalurile, nu vă mai recunoaște omul. Acum m-ai recunoscut? Bineînțeles, șoricelul meu drag, cum să confund eu mersul tău de gazelă. Vrește-te! După tine sunt o adevărată grădină zoologică. Da, 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 chiar așa, dar ea ciripește-mi tău, pițigăiul meu drag. Ce-i asta? Aoleu, iar o aprobare? Numai 10 vagoane. Cârâu! Enorm! E pentru nepoțelul meu, Pomponel, că a luat bacalaureatul. Da, și ce avantaje are guvernul din afacerea asta? Guvernul primește un pupic? Un pupic? Cum să împart eu un pupic la 12 ministri? Găinușa mea! Găinușa ta ți-a adus niște căpcășe. Excelență, ce? Nu vă supărați că vă deranjez. Dar ce facem cu șomerul ăla? Așteaptă de 3 zile să-l primiți. Să aștepte, nu vezi ce probleme grele am aici pe birou? Nu mai pot să aștept, domnule ministru. Curg zrânțele de pe mine. N-am mâncat de o săptămână. Nici nu mai văd de foame. Acordați-mi un mic ajutor, vă rog. De unde, omule? De unde? Și eu sunt sărac, ăsta e de la afară. Mi se rupe inima când îl văd ce amărât e. Dă-mă afară că-i se rupe inima, sărac! Unde am rămas, porumbița mea? La vagonașe, Pomponel. Bine că mi-am amintit, băi, dacă e vorba de vagonașe, trebuie să semneze și Victor Cupu de la domenii. Va să zic că e adevărat! Opa, nevastă mea! Aș vrea să știu ce caută această creapă înțărată în cabinetul tău! A venit după grâu, ciocănitoarea mea! Păi dau eu! Îi dau eu grâu să ajungă și pentru colivă! Nu, 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 să nu tragi! Să nu tragi! Vrei să cadă guvernul? Să cadă! Vreau să mă răz! Un moment, coane Nataliciu! Ce faci, bă, Vasile? De ce te rupă repetiți? Domn Tănase, mă iertați! A telefonat domnul Schmidt de la Standard Oil Company. Zice că doama Volată de la noi e la fel de tânără cu doama Volată care a concesionat sondele de petrol. Și știi ce scandal a ieșit? Bine. Zice că să nu semene. Bine, băi, Vasenat Alițu, bine. Reluăm de la replica. Vreau să mă răzbun! Vreau să mă răzbun! Ce faci, băi, Vasile? Ce faci, iară? Domn Tănase, mă iertați, a dat telefon. Baronul Strusberg, de la Căile Ferate. Știți chestia cu cele 10 vagonașe? Dumnealui tot atâta da comisiun. Să nu se facă vă aluzie. Bine, Ghiță, răzbună-te, Natalițo. Să cadă, vreau să mă răz! Un moment, coane Natalițo, mai am una. Ce, Ghiță? A dat telefon Van Herix, de la navigația olandeză. Știți, la ei în familie au un nepot în legătură cu Panama, aia. Care, ce? Aia cu navigația pe Dunăre. Păi n-a fost rentabilă? Păi da, jumătate. Ei în lung și noi în lat. Bine, Ghiță, răzbună-te, Natalițo. Pot să mă răzbun? Un moment, coană, Natalițo. Ce, Ghiță, ce? Cu cocoșei, ăia e groasă. Da, a dat telefon de la bancă și domnul Marmoroș și domnul Blanc. Da, zice că bate în șperțul de la finanțe. Aha, bine, Ghiță. Răzbună-te, Natalițo. Pot să mă răzbun? Un moment că mai am. Dați așa. Ce e iară? Zice experții străini că șomerul nostru e prea șomer. Ce? Și domnul Victor Cucu, de la Regia Monopolurilor Statului. Ce vrea? Ce să nu-i apară numele pe scenă. De ce? Păi, ci că de când s-a concesionat Regia Finanțelor Suedeșilor, noi luăm mono și ei au pol. Gata? Gata. Gata? Am să mă răzbun. O clipă. Amână răzbunarea până mâine, cu textul modificat. Mâine dimineață, repetiție la ora 8. Hai, Vasile. Domnule subsecretar de stat, vă caută, știți dumneavoastră cine? Eu, Jerry. Sărut mânușițele Fifi. Ai? Sărut mânușițele Fifi. Ce strângare ești, excelență. Eu nu sunt Fifi, eu sunt Mimi.
Păi de când cu moda asta, cum să vă mai recunoască omul? Acum ai recunoscut excelența? Te-am recunoscut. Ți-am recunoscut mersul tău de gazelă, tăliuța ta de vieste, ia ciripește pițigoiul meu. Cirip, cirip, cirip. Altă aprobare. Numai 10 cornete de semințe. Enorm. Un cadou pentru bunicul meu care își dă bacalaureatul. Dar ce avantaj are guvernul din afacerea asta? Guvernul o să primească un pupic. Da? Și cum să împart eu un pupic la 12 miniștri, găinușa mea? Găinușa ta s-a adus și niște cocoșe. Vă rog să mă iertați că vă deranjez, dar ce facem cu șomerul ăla? Așteaptă de 3 zile să-l primiți. Să aștepte! Nu mai pot să aștept, domnule ministru! Curgi zdrențele pe mine! L-am mâncat de o săptămână! Nici vă mai văd de foame! Acordați-mi, vă rog, un mic ajutor, vă rog! Costache, scoate-l afară! Mi se rupe inima când îl văd pe amăretul ăsta! Scoate-mă afară, că-i să rupe inima, săracu! Unde am rămas, porumbița mea? La aprobare! Bine că mi-am amintit, păi pentru aprobare trebuie să-i scălească și Victor Cucu, Victor Berbec, de la domenii. Va să zic că era adevărat! Hai, nevastă mea! Ce caută creatura asta voalată în biroul tău? A venit după semințe, ciocănitoarea mea! A scot treier eu! Nu trage! Nu trage, cocostâr, cum vrei să cadă guvernul! Să cadă! Vreau să mă răz... O spun tare, nu-mi convine că un trus din țări străine dă azi ordine la mine, că-și bagă nasul în toate, ministere, căi ferate, școli, spitale, atenanțe, străzi, vapoare și finanțe, bănci, ogoare, fabrici, case, chiar și în teatrul Tănase. Când să-și facă omul gustul, hop! Să amestecă și trustul. Neică, nu mai pot răbda. Păi nu-i așa? Pa să zic că dumneata ai venit în țara mea, zor nevoie, plac, neplac, să mă înveți tu ce să fac? Zor nevoie, vreau, nu vreau, să mă înveți pe un s-o iau, ca să fac ce nu e bine și să ajung slugă la tine? A, păi dacă-i țara mea, ce te amestești tu în ea? Păi nu-i așa? Eu să știi, la tine acasă nu mă amestec, că nu-mi pasă, însă nici tu, vezi, nu-mi convine să te faci stăpân la mine. Neică, nu mai pot răbda. Păi nu-i așa?